ați putea fi un animal, ce v-ar plăcea să fiți? O veveriță. Mereu îi spun Sânzeană că e ca o veveriță, pentru că ea de obicei mănâncă foarte multe alune și fistic și ronțe așa ca o veveriță și e micuță așa la față și mi se pare că e o veveriță. Iar tău? Nu știu, cred că mi-ar plăcea să fiu o pisică, deși nu-mi plac pisicile, dar mi se pare așa că sunt răsfățate și mie îmi place să fiu răsfățată și cred că, da, pisică. Mie mi s-a spus întotdeauna că semăn cu Minnie Mouse. Deci probabil aș fi un fel de Minnie Mouse, cred că asta aș fi. Ce? Da, un șoricel mai simpatic. Mie când eram copilă mi era foarte teamă de șoricei și pentru că îmi plăcea în același timp și de Minnie Mouse, mama îmi spunea că Minnie Mouse e de fapt un ursuleț, nu este un șoricel. Mi-ar plăcea să fiu un leu ca zodia mea, wow, mare, știi, interesant. Un animal zburător, cred că. Mi-ar plăcea pentru că știi cum e, toată lumea pe care odată a visat că vrea să zboare. Și atunci am vrut să fiu un animal zburător, nu știu. Mi-ar plăcea, cred că pasărea colibri. Și de ce? Pentru că ea poate să zboare și înapoi, poate să stea pe loc, să survoleze ca un elicopter, deci e senzațională pasărea colibri. Dacă ai fi un animal, ce ți-ai dori să fii? Ce ți-ar plăcea să fii? O pisică, clar! Eu aș vrea să fiu pisica mea în fiecare zi când plec de acasă să muncesc și o las acasă dormind. Deci o pisică, clar! Un urs panda. De ce? Nu știu că îmi plac pandauri, mi se pare că sunt drăguți. Nu știu dacă mai zice într-o zonă de ficțiune, știi, tot felul de dragon cu puteri și nu știu ce, cred că un cățel aș putea fi și cățel, nu chiar un câine aș putea să fiu. Cred că în zona aia de un husky care ar putea avea grijă de stăpân, ar putea îl proteja, ar putea mărâi, dar se poate juca cu copii, are grijă de casă, adică cred că acolo m-aș așeza, știi? Of! O buburuză. Pentru că toată lumea iubește și mine o calcă. Pisicuță. Am 3 pisici acasă. Și sunt atât de calde și de blânde și aduc bucurie celor din jur. Ar fi prea previzibil să zic calul. Că la noi în familie știi cum e. Nu m-am gândit. Totuși calul. E un animal nobil, mai ales că eu am crescut, după care soțul la fel. Vezi, ne-a dus Dumnezeu pe același drum tot cu cai. Este un animal nobil și stând printre cai, simți ceva, știi?